Americani cred că au dat lovitura. Aceștia susțin că au găsit Santa Maria, nava lui Christopher Columb. Epava ar fi fost identificată în zona de nord a insulei Haiti, iar aceasta ar putea fi cea mai importantă descoperire arheologică submarină. Cel care a coordonat echipa este Barry Clifford, care susține că nava s-a scufundat în Marea Caraibilor. Clifford a analizat cu atenție jurnalul lui Christopher Columb și a tras concluzia că acolo trebuie să fie epava Santa Maria. Desigur, cercetătorii au ținut cont și de alte documente istorice care descriu naufragiul, dar și de curenții marini care au deplasat probabil epava imediat după scufundare. Santa Maria a fost construită în Spania. În anul 1492, în dimineața de Crăciun, exploratorul Christopher Columb a închiriat această corabie și a pornit să caute un nou drum spre Asia, descoperind astfel continentul american.